Suflet care mă asculți, nu te teme, nu-ți fie frică de nimic. Dumnezeu este cu tine, Dumnezeu îți vine în ajutor. Ai încredere în El, fii plin de încredere și bizuie-te pe puterea Lui. Nu te lua după nimeni, nu te încrede în niciun om. Inima să-ți fie plină de încredere doar în Dumnezeu. Numai Dumnezeu va rămâne cu tine, numai El va fi acolo până la ultima suflare. El nu te părăsește, El nu te dezamăgește, căci El este dragoste, un tată iubitor, un părinte minunat. Suflete drag, nu știu problema ta, luptele tale, poverile tale, dar știu și cunosc pe cineva care te poate ajuta. Acela este singurul care o va face fără plată, fără interes, ci doar din dragoste pentru tine, pentru inima ta. Numele Lui este sfânt, puterea Lui este veșnică și atotputernică, singurul vrednic de cinste, mielul fără pată, acela care este prea iubit, Mesia, cuvântul lui Dumnezeu, cel cu ochii ca para focului, Emanuel, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cheamă-L în ajutor, crede în puterea Lui, primește-L în viața ta și dă-I voie să te binecuvinteze, să te ajute, să îți vindece inima ta, să-ți ia povara ta, tristețea ta, amărăciunea ta, să te dezbrace de tot ce ai tu negativ în inimă. Domnul să dea la o parte orice fel de descurajare din inima ta, orice fel de nemulțumire, orice fel de ură, de dezgust de viață, orice fel de tristețe, de amărăciune, orice fel de gândurile, orice fel de întuneric din inima ta, din mintea ta, și să aducă pacea Lui, amin. Să aducă vindecare, să aducă înviorare, să aducă bucurie, să aducă nădejde, să aducă lumină, să aducă prezența Lui în tine și să Îl mai chem, să fii plin de Duhul Lui, de putere, de speranță și să spui: am un Dumnezeu mare care m-a ascultat și m-a izbăvit. Sincer îți spun, ridică-te în numele lui Iisus Hristos. Numai El poate, numai El poate să te ridice din starea în care ești, numai mâna Lui, numai puterea Lui, numai îndurarea Lui te poate ridica. Dragostea lui Dumnezeu este mai mare decât orice lucru. Dragostea Lui este foarte mare. Dacă vei crede și dacă te vei apropia de Dumnezeu, se prie și agrodobie nagot. Vei vedea puterea Lui în inima ta și în viața ta. Vei vedea puterea Lui în viața ta și cum Dumnezeu te va ridica, cum Dumnezeu te va schimba, cum Dumnezeu va lucra în inima ta și vei spune că Dumnezeu este viu, că Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ. În numele Lui este putere, în numele Lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este speranță, este ridicare, în numele lui Iisus este iertare, în numele Domnului Iisus este speranță, este nădejde, în numele Domnului Iisus este salvare. Domnul Iisus a venit în lumea aceasta pentru cei căzuți, a venit în lume pentru cei păcătoși, printre care ești tu, sunt eu și toți.
Pavel, omul lui Dumnezeu, a zis că Dumnezeu dorește ca fiecare să vină la picioarele lui, ca să-l cunoască. Prin ce? Prin pocăință, prin recunoaștere de sine, să te recunoști că ești păcătos, să recunoști greșelile tale, să vii la picioarele lui Dumnezeu și să zici: Doamne, ăsta sunt, așa am făcut, Doamne, am greșit înaintea Ta, Doamne, iartă-mă, Doamne, am nevoie de Tine, ajută-mă, izbăvește-mă, ridică-mă, Doamne, ajută-mă, Doamne, că vreau să văd pe Tine în viața mea, vreau să văd puterea Ta, vreau să Te văd pe Tine la lucru îndreptându-mă în viața mea, Te pun la încercare, Dumnezeule, vreau să văd, Doamne, Tu mă ajuți și Dumnezeu va veni, Dumnezeu va coborî și vei vedea pe Dumnezeu în dreptul tău, în viața ta. Crede în El, încrede-te, bizuiește-te în El, fiindcă numai El va fi mereu cu tine și nu te va părăsi niciodată. Domnul Iisus și Tatăl Ceresc să te binecuvinteze și să îți deie multă pricepere, multă lumină, multă călăuzire și El să-ți călăuzească pașii și viața ta pe acest pământ. Fii veșnic binecuvântat.